Salutare, salutare! Sunt eu, Maricica. Am să vin la voi cu proiecte executate de mult înainte de YouTube, după YouTube, și o să vă arăt ce am executat eu în spatele camerei, pentru că atunci nu mă gândeam că o să fac YouTube-ul. Plus la aceasta mai am încă lucruri care, știți, cu datorii care încă sunt proces, care le fac cu curciocul, că sunt câteodată, mă opresc, mă obosește mâinile de la Andrele și încep, sau chiar mai mult prefer să execut cu curciocul sau cu andrelele. Sau mai este cu că la fiecare este problema că noi începem să executăm lucruri și ne plictisim. Dacă sunt lucruri mari, voluminoase, noi ne plictisim. Și de aceea noi începem să executăm lucrurile, știți, ori ne oprim și nu le executăm, ori în ce trebuie și să începem ceva altceva. Sau este o metodă că culoarea este parte moarte și pasive și începem alte lucruri mai interesante sau puțin mai neobosite. Dar o să vă arăt, dacă vă interesează acest YouTube, această informație este foarte scurtă, o să vă arăt numai lucruri care eu le-am executat și care eu le mai execut. Asta este una. A doua, vreau să vă spun, pentru că când am început să execut acest YouTube, nu puteam să mă decid în ce limbă, pentru că nu am vorbit foarte de mult limbajul moldovenesc și credeam că este o leacă uitat. Da, nu-mi vine foarte ușor, mă dezbat, uit terminologia, mi se încurcă dar eu știu precis că voi aveți răbdare și mă înțelegeți chiar cum și în ce limbă vorbesc. Principalul, dacă nu, dați întrebări. Dar sper și cred că o să încep să execut și în limba engleză, în YouTube să fac, pentru că am foarte cum urmărituri care spune păcat că nu este în limba în engleză. Păcat că nu este. De aceea o să încep să execut și în două limbi. O să separez și o să vă dați seama. O să fie foarte greu, cred că să fac filmul, apoi pe urmă, dar o să mă descurc. Eu știu precis că o să mă descurc. De ce vreau să fac aceasta? Până când, știți, nu este. Cred că n-o să ajung la 1000, cred că o să fie wow, știți. Pentru mine este scopul, ceea ce fac eu, să mă bucur, să vă bucur și să mă împart cu voi. Acesta este la început. Până când nu este scopul, știți, că să am mai mult urmăritori, dar ar fi de dorit să fie, ar fi de dorit să fie. De aceea și mă pun eu leacă știți, la sub semnul întrebării, pentru că mulți urmăresc și nu știu de ce la noi nu se pune like-uri, nu se pune că ați vizionat, că te uiți numărul următor. Dar hai să le las la o parte, vorbesc pozitiv și lucruri frumoase. Eu totuși o să am încă, știți, curajul de a continua. Nu mă opresc aici și nu o să vă descurajez. O să fiu cu voi. O să vă arăt lucrurile care le-am executat și care o să le execut și care este pe parcurs proiectele mele și ca să mă puteți mă urmări pe parcurs. Rămâneți cu mine și aveți răbdare. Dacă vă interesează, vă uitați care lucruri le-am făcut, că sunt onestă cu voi și vă spun, pentru că sunt suficiente sau insuficiente, sau mi s-au primit sau nu mi s-au primit, și care este negativurile și pozitivurile lor, pentru că fiecare haină care o curșetăm, ori tricotăm, are caracterul ei, are, știți, numele ei și de aceea este foarte greu când încerc să o modelez pe parcurs, știți, ca când frământ spinea, nu știi ce să primești și ce o să primească, dar știi ce vrei tu. Am foarte multe lucruri, vreau să mă opresc a procura ață, fir, lână, vreau să încep, știți, să
modelez din firul, să-i dau a doua viață, din firul care este, pentru că la început procuram fir foarte calitativi și nu scumpi, calitativi, chiar dacă erau, știți, uleacă la reducere, și de aceea pot să-i dai a doua viață. De aceea, mai repet și mai spun că sunt foarte bucuroasă că sunt înapoi cu voi, chiar dacă am lipsit foarte mult. M-ați așteptat și de aceea dați să începem să facem modelările și lucruri frumoase. În continuare vă arăt lucrurile mele frumoase și nu prea frumoase. Salutare, salutare fetelor și băieților dacă croșetați sau tricotați. Nu am fost o perioadă de timp, pentru că am fost în vacanță, vacanța foarte lungă de 2 luni, dar iarăși vin cu voi. Cum v-am promis, o să vă arăt foarte multe lucruri. O să încep cu ce am croșetat și ce o să remodific, ce o să încep să execut a doua oară. O să-i dau șansă la ceva lână sau ață sau fir sau o să modelez altceva sau o să cadonez. Ca de exemplu, acest ciorpei de cu masmici la nepoței, cred că o să cadonez. Dacă vă uitați, am familia Christmas tree. Am făcut la toată familia ciorapi și la micuțul meu și cred că de acum o să-i cadonez cuiva acești ciorapi. Nu o să-i strec. Această gentuță este pentru prima mea gentuță care am făcut-o la o fetiță. Acum nu locuiește în Malta, dar a ajuns la nepoțica mea. De la nepoțica mea a ajuns iar în mână la mine. Cred că o să cadonez. Ce o să mai cadonez? Această coftiță. Am făcut-o pentru ursuleț sau așa, e un fel de fier, știți, mai mult polister. Nu știu dacă ține cald. O aveți la mine în grupa aceasta. Cred că totuși o să codonez. Aceasta a ajuns numai un ciorapel la mine. Este foarte grosuț. Nu știu ce o să fac. Mănușările acestea o să le cadonez. Le am la mine pe YouTube. Uzi, da. A ajuns numai un ciorapel, dar n-am să-l strâc. Este un model, îmi place foarte mult. Acest ciorapel este foarte drăguț. Vă uitați, la mine totuși este cum se fac ciorape, pare mese că de jos în sus. Vai. Acest popșei am făcut de Crăciun la nepoțică și de acum nu mi-e iar ajuns la mine. Cred că o să-i cadonez cuiva la anul nou. Totuși cadonez. Această căciuliță este de coton. Probabil a să o cadonez. Este foarte drăguță. Este un fir foarte, foarte, foarte finuț. Tot ceva fir foarte bun. Și cred că a să o cadonez. Această coftiță este, nici nu avem YouTube-ul, nici nu-l avem, este executat din lână, este foarte călduță, cu un fel de jachetuță. Probabil totuși am să o cadonez că soțul are o grămadă nepoței pe aici. Așa, am făcut acest pliculeț, dacă voi îl vedeți, acest pliculeț de a pune copilul când se naște, timp de fric. Nu știu ce o să fac, el stă sub semnul întrebării. Acest pliculeț este foarte drăguț cu curciocul, totuși este la mine pe YouTube. De acum avem YouTube-ul. Această coftiță am executat-o dintr-un fier foarte, foarte finuț. Când eram în vacanță, vara trecută, am luat-o cu mine și am executat-o. Cât fier am avut, atât am și făcut. S-a primit foarte largă, cred că am să o strâc.
De lărguță e foarte bine, dar la nepoțel îi place mai multe fustiță. Și cred că nici n-a purtat-o. Nu cred. Acest pantalonaș l-aveți la mine pe YouTube. Sunt foarte călduți, foarte elastici. Dă sus semnul întrebării. Tot am la mine pe YouTube. Aceasta am făcut o coftiță. Nu avem YouTube-ul. Nu avem YouTube-ul încă. Este lână naturală. Este foarte călduță. Cred că totuși am să o cadunez. Este jachetuță. Această rochiță o aveți la mine pe YouTube. Iar de acum e prescurtuță și nepoțica a purtat-o și acum trebuie să mă gândesc ce e de făcut cu această coftiță. Această rochiță este drăguță, vă uitați la mine pe YouTube, dar ce nu s-a primit? Nu s-a primit că nu e largă jos și îi place foarte mult largă. Și vă spun, firul acesta este uleacă strălucit și nu e convenabil pe piele. O simțeam că îi place, dar nu era foarte, știți, mulcuță. Este uleacă cam, se primește firul acesta strălucit, se primește uleacă cam grosuț și nu bine. Această coftiță am făcut-o la Crăciun. Eu am inventat acest uzor. A purtat-o foarte puțin, este foarte călduță, cred că totuși am să o codonez cuiva. Este foarte călduță și drăguță. Mai am căciule cu fular, o căciulă cu fular, e că voi vedeți căciula, cum s-a primit uzorul, foarte drăguț, și fularul. Fularul se primește, îl împletește deodată în două se primește. Culoarea e așa, un fel de... Ceva trebuie să fac, știți, pasivă. Trebuie să fac aici un uzor, ceva aici, știți, niște linii, culori. Și aici jos trebuie să iau culoare. Era la început, eu încă n-avem YouTube-ul. Dar cred că să-l modelez și o să fac altceva, pentru că firul este foarte bun. Aceasta o să-l prefac. E foarte pasiv pentru un copil, e foarte liniștit, foarte, foarte, foarte pasiv. Acesta este o căciulă care am făcut-o foarte mare pentru sora mea. Sora mea mi-a dat înapoi. Este din cotor, foarte bine, nu ține formă. Și cred că am să o remodelez. Remodelez. Am la moment acest fir, am să vă atașez poza la rochea care am făcut-o. Pentru sora mea albastră, am găsit datele, notițele și cred că a ajuns iar, am rugat-o foarte mult ca să strice firul, pentru că îi place foarte mult firul, știți, nu are lână multă, dar este un fir foarte, foarte drăguț, s-a stricat foarte rapid, am făcut-o, ci nu s-a primit la această rochiță, de ce o stric, am să vă arăt, am să vă spun greșelile mele care sunt. Greșelile mele sunt că eu nu știam cum să fac, știți, aici la spate, reglanul anatomic sau pot să spun că nu putem să fac aici jos, uleacă jos. Ceva o strânge la mânici aici, era incomod. Probabil reglanul, nu probabil, dar ești mai corect, nu îmi dădeam seama că trebuiește de făcut reglanul anatomic sau, știți, să-i fac spatele uleacă mai lunguț. Nu este foarte spătoasă, dar este foarte incomodă pentru ea a fost și tot îmi spunea că este foarte drăguță. Uzorul, să vi-l arăt, este un uzor foarte, foarte suficient. Este cartea, nu l-am arătat-o, dar am să vă arăt. Este foarte... a fost foarte complicat pentru mine de a executa atunci la început, dar acum este mai ușor. O să mai dau un confir de lână prin ea. Prin ea, o să încercați cu mine să fac acel scuze de foian. O să adaug acest fir prin ea, cu acest fir, și rămâneți cu mine. O să vă arăt rochița cât de drăguță se face. Firul este foarte drăguț, dar asta lână nu e mare schimbare prin ea. Aceste două să le adaug. Nu este foarte mare.
O să fac aceeași rochiță care am făcut în trecut, pentru că vă spun că a plăcut foarte mult și mie tot așa și uzur mi-a plăcut foarte mult. Dar nu am făcut-o pe YouTube, atunci nu aveam YouTube-ul și făceam, știți, practic așa din capul meu. Dar la moment acum o să fac reglanul, o să fac rochița foarte, foarte comodă să fie. Și rămâneți cu mine pe parcurs, eu o să fiu cu voi, o să încep să fac lucruri foarte, foarte frumoase. Nu este secret, dar totuși am zis că da să vă spun, am luat cu mine în vacanță rochița care eu modelez, care eu sunt designul ei, care o fac și se primește parte peste parte. Foarte, foarte drăguț se primește din coton. Nu cred că o să mi-ajungă vreme să o îmbrac la moment. Ceva mai târziu, cred că. Dar mă bucur foarte mult și soțul spune, vai, ce de drăguță. Cred că proiectul următor o să fie cu în continuare, cu fuste, că de acum ales la fuste jos. Am luat-o cu mine în vacanță, dar puțin, foarte puțin am croșetat, pentru că, știți, era foarte cald, soțul spune că ne ducem acasă și iarăși te apuci de problemele tale, mă leș foarte mult, nu dai atenție și m-am stăruit să primesc plăcerea la vacanță de 2 luni care a fost. Cel mai mult am petrecut cu nepoții mei, vreo 17 zile. Vă 17 zile am avut vacanța și i-am alintat cât am putut. Plus la aceasta ne-am dus și la spa, ne-am dus și am făcut diferite spa, diferite bei și multe, multe. Dar acum o să am mai mult timp și vin cu voi, o să vă țin la curent ce fac ceea ce modelez, dar rochița cu cotonul, o să vă arăt numai cum să fac fustița, pentru că fustița ei se primește foarte drăguță. Am văzut la designer, am fost acum în Sicilia și am fost la outlet și am văzut cam așa rochiță și mă bucur foarte mult pentru că stilul acesta mie îmi stă, dar cred că la fiecare persoane. Pe corp aici, știți, și jos, așa, știți, mai lărguță. Pentru că nu ne arată defectele. Dacă ai picioare lungi, cred că nu ai nevoie de așa rochiță, trebuie mai drepte. Dar pentru mine, vorbesc pentru mine. Această rochiță al lui Soram, o să mai repet încă o dată, o să vă arăt poza, dacă vă interesează, rămâneți cu mine, pentru că am să o fac mai rapid încă de aceea de care cu coton. De ce? Pentru că degrabă o să mă vizitez sora și vreau să o finisez până ce a să plece. Așa că am foarte puțin timp, dar o să mă stăru și o să o execut cât mai rapid. Această rochiță și o să o execut pas cu pas, pentru că de aceea vreau să mă împart și încă una. Dacă voi, uitați-vă ce braț am eu umplit aici, care eu încă nici nu am. Dacă voi o să rămâneți cu mine și eu totuși, când am încercat să execut YouTube-ul, nu înțelegeam în ce limbă să vorbesc, dar m-am hotărât în limba mea maternă. Dar pe parcurs cred că o să încep și în limba engleză. Sau, eu vă pup dulce, pa, pa, și rămâneți cu mine să facem lucruri frumoase. Bye-bye.